găsit tuturor. M-am gândit să schimbăm puțin cadrul, suntem pe malul lacului Studiol și m-am gândit că este sezon estival și de asta putem să auzim și un pescăruș, să plouă cum plouă de obicei în vara asta, nu e niciun fel de problemă. De data asta, tocmai pentru că este o temă mai de vacanță, vă propun să vorbim despre un personaj pe care l-ați văzut foarte des la televizor. Unii dintre ei adoră genul, alții îl detestă pur și simplu. E un personaj care însă are toate argumentele și de asta e și ca o filmare de vacanță, să intre în diverse filme. Unii poate să spună că sunt filme precum cele indiene cu Raj Kapoor, sau alții poate să spună că sunt filme cu pulă, cu păcală sau cu alte lucruri foarte interesante. Domnul se numește Nicolae Guță. Ce vreau să vă spun despre Nicolae Guță nu se referă la ce se întâmplă în viața lui, că deja v-ați lămurit. Nu știu dacă știți că Nicolae Guță este un personaj care întotdeauna a lansat și a făcut niște lucruri care pot să fie considerate și băgate la categoria legende incredibile. Știți că Nicolae Guță este cel care era de multă vreme milionar în dolari sau în euro, dar tot el este acela care umbla cu o Dacia Logan. O să spuneți foarte frumos că așa e și Warren Buffett, așa e și patronul de la IKEA. Nu, mai ulterior, în momentul în care a văzut că trebuie să-și ia și el niște gagici puțin mai arătoase, cum a fost Beyoncé sau cum a fost și Cristina cu care, a fost căsătorit în ultima vreme, s-a hotărât să-și ia o mașină mai interesantă ca să fie un aspirator de gagici așa cum se cuvine. Nu știu dacă mai știți că Nicolae Guță este cel care se lăuda că el a mers cu 160-170 la oră cu un Logan. E foarte frumos, e bine că a reușit chestia asta, dar el spunea că are de gând să meargă până la 180 la oră și iată că a scăpat cu viață. Tot Nicolae Guță este cel care de multe ori însă mergea cu trenul de mare viteză, cum sunt astea despre mare, și deși avea un telefon nu ca ăsta, deci avea un telefon pe vremea aceea, o râșniță de aia veche, Nokia, care nu avea suficiente butoane sau câteva butoane, și deși nu știa să apese pe butonul de speaker, el vorbea la telefon și făcea: alo, zi-mă, ia zi-mă, cam care-i treaba? Dar el n-auzea, nici pe ăla nu l-auzea, dar el voia să arate că el are telefon șmecher, înțelegeți? Și făcea treaba asta. Dincolo de toate lucrurile pe care le-a făcut, dincolo de toate extravaganțele sau prostiile pe care le-a făcut, dincolo de celebra lui borsetă în care s-a arătat că nu sunt bani foarte mulți, dincolo chiar și de expunerea casei pe care a făcut-o și în care scotea câte o eșarfă așa și făcea: uite-l și pe Vuitton, uite-l și pe Hermes, sigur erau lui Vuitton și Hermes, colecția făcută special pentru Beijing sau mai ales pentru bazarele chinezești. Da, sigur că da, adică ideea e că mai bine nu te lauzi decât să scoți treaba aia, de care probabil că multă lume care măcar a văzut una originală s-ar fi distrat. Trebuie să vă spun însă una tare cu Nicolae Guță de acum vreo 2 luni de zi. Lăutarii, paneliștii se adună dimineața în diverse locuri pentru a mânca. După ce merg în diverse locuri, spre dimineață, din 9-10 dimineața, e bine, Nicolae Guță se împreună cu un băiet, vin într-o zi într-o pizzerie, într-o dimineață într-o pizzerie. Pizzeria era la autoservire, te duceai, îți luai și te așezai la masă. Nicolae Guță se așează. Se așează, nu venea nimeni. Îl cheamă pe portar și zice: bă, băiatule, cine servește aici? Păi nu servește nimeni, domnul Guță, știți că aici trebuie să te duci acolo. Fii atent, ia milionul ăsta pentru tine, mai ia și milionul ăsta ca să cumpărăm și mie 3 pizza. Ia duce 3 pizza, se uită Nicolae Guță, se dă puțin așa în spate și zice: auzi, bă, dar voi pâine n-aveți aici? Păi știți, noi nu facem sandvișuri sau altceva, servim pizza mai ales și aici nu e nevoie de pâine. Bă, fii atent, du-te, aici lângă e o brutărie, du-te, ia-mi 3 pâini și vină cu ele încoace. Cum se duce? Îi aduce lui Guță pâinea și după care Nicolae Guță începe să mănânce pizza cu pâine. Poate vi se pare că era o chestiune ciudată. Oamenii care au văzut acest lucru și ei lăutari foarte cunoscuți, lui Sfântul Ilie și nici măcar Sfântul Nicolae Guță, se apropie lângă el și spune: ce faci, mă, Nicolae? Păi mănânc. Păi mă, Nicolae, tu mănânci pizza cu pâine? Păi da, băi, ca la Petroșan, ca așa se mănâncă la Petroșan. În urmare, nu știți, ultima modă în zona Marenilor, se mănâncă pizza cu pâine. Se pare normal, știi, că lângă, știi, pizza are nevoie de puțină pâine. Eu m-am întrebat totuși, dacă lângă pizza și pâine, de ce n-a pus și niște cartofi? Ca să fie treaba clară, să fie bine și să fie papa bun, că acum înțelegeți de dacă mănânci pizza cu pâine, cum se face și burdihanul ăla adevărat. Care burdihan a fost dat jos pentru Cristina, care Cristina din păcate a fugit în teritoriu, acum băiat interlop, de asta Nicolae Guță n-a mai alergat după ea, cum a făcut cu Narcisa, cu Beyoncé, facă-ți dracu.
cealaltă chestie. De data asta asta mai cu minte. Interlopul era puțin cam puternic și după aceea iubita a mai plecat cu o altă celebritate a lumii marelor, care se numește Țancă Uraganu. Vă place, mă, de Țancă Uraganu? Ia că au fugit. Da, doamnelor și domnilor, ar fi multe lucruri de povestit cu Nicolae Guță despre ceea ce a făcut el și de ceea ce mai este în stare să spună. Astăzi va fi o intervenție mai scurtă, atâta vreau să vă spun. Dacă nu știați, puneți mâna să învățați. Pizza se mănâncă cu pâine, da? La revedere!